Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi, împreună cu Corneliu Ciurea și Adrian Lebedinski, vom încerca să discutăm despre noua componență a guvernului și, de fapt, cei care vor forma noul guvern în Republica Moldova. Domnule Ciurea, domnule Lebedinski, bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Domnule Lebedinski, haideți să facem lumină în toată această epopee legată de noua veche componență a guvernului. Ce se schimbă în fond? Denumirea unor ministeri și, de fapt, unele ministeri sunt lichidate. Dar, ieșind din logica normală, urma să fie o reformă veritabilă și trebuia să-și dea demisia prim-ministru și să fie o nouă componență a guvernului. Pur și simplu, la noi existăm foarte mulți vor rămâne fără guvern în următorul timp. Astăzi, pregătindu-mă pentru această emisiune, am găsit și pe rețelele de socializare, dar și prin rândul colegilor noștri din media, un gând foarte interesant că premierul Filip s-ar fi temut de reacția președintelui țării și atunci a încercat să aplaneze acest conflict fără a-l implica. Este o poziție viabilă? Asta și este adevărul. Altfel, normal, trebuie să-și dea demisia, incorpore guvernul și să formeze un guvern nou. Domnule Ciurea, ce se schimbă? Se schimbă doar numărul ministerelor? Se schimbă până la urmă și actorii politici? Ce urmează să vedem atunci când revenim din vacanță? Acțiunile legate de reformă vizează în primul rând acea lege a administrației publice centrale care a fost adoptată anterior. Acolo se regăsesc principalele inovații sau schimbări, modificări legate de activitatea guvernului. Bun, acum am văzut, după ce a fost adoptată legea, era clar că prim-ministru trebuia să vină cu o nouă structură a guvernului și noi, unii reprezentanți, comentatori, reprezentanții ai societății civile, ne întrebam de ce structura guvernului nu este inclusă în lege. Parlamentarii au decis, majoritatea parlamentară, că este mai bine ca fiecare prim-ministru să-și decidă propria componență și să vină cu ea în momentul investiturii pentru ca ea să fie aprobată de către Parlament. Cu excepția, sigur, acestui guvern, pentru că se consideră că avem o reformă, se produce o optimizare și în aceste condiții nu este necesar solicitarea unui vot de încredere din partea Parlamentului. Prim-ministru rămâne același, în fond cu același cabinet, doar că unele ministere fie sunt lichidate, fie sunt comasate. Am rămas cu nouă ministere. E interesant cum vor funcționa ele în continuare, pentru că cu siguranță vom avea o perioadă de tranziție de aici încolo, care cred va dura ceva timp, poate 3 luni, poate jumătate de an. Și lege privind 3 luni. Da. Timp 3 luni. 3 luni. Da, am în vedere totuși că chiar după consolidare, oricum vor fi anumite probleme de ajustare. Nu este o reformă. Remanieri de cadre. Nu este o reformă simplă. De state. Și din această cauză, sigur că va trebui să urmărim pe parcursul unei perioade mai îndelogate cum acest nou guvern, cu doar nouă ministere, este o premieră pentru țara noastră, se așează în funcție. Domnule Lebedinski, reprezentanții căror partide urmează să formeze guvernul? În exclusivitate? Evident. Nu, poate Leancă ceva va primi. Adică acum de nu mai este Leancă, el, după cât vedeți, în ultimul timp el a fost scos din joc și toate accentele sunt pus pe alți candidaturi, de acum avem alt președinte a fracțiunii și respectiv cred că PPM-ul poate o să primească careva funcție, dar Partidul Socialiștilor va avea vreo minister? Nu. Numai nu. În culisele politicii, de ce acordă această întrebare, se tot vehicula că socialiștii ar pretinde la funcția de ministru al apărării. S-a discutat cel puțin ca să... La noi nu s-a discutat. Întrebarea a fost pus mereu să fie un specialist din domeniu și să fie absolut apolitic, să nu aibă parteneriență, mai ales că e vorba de ministerul. Evident că trebuie să fie o persoană care să găsească limba comună cu președintele. Totuși, președintele este comandant suprem al armatei, respectiv situația când vine președintele la minister în vizită și ministrul iese de pe teritoriu, nici bună ziua nu spune, aceasta este o situație, știți cum, incorrectă ceea ce s-a întâmplat la noi. Deci trebuie să fie o persoană
cu o gândire logică și cred că, domnul președinte, cred că va pune unele condiții, ceea ce e legat de candidatura anumit ministrului apărării. În rest, celelalte persoane, nu știu întrucât o să fie, comansăm Ministerul Culturii și cu Ministerul Educației, nu știu... Se vehiculează candidatura doamnei Babuc, oricum. Mă gândeam și eu, mai degrabă o să-i dea anume aspectul acesta și să o numească pe dumnei ei, Ministrul Culturii. În rest, celelalte, din câte văd eu, candidaturile sunt clare. Da, dar mai rămân unele ministere oarecum care nu sunt comasate și au o influență destul de mare. E vorba de Ministerul Finanțelor, Justiției, Externe. Cred că rămân tot aceiași ministri, pur și simplu. Adică nu, și toți de la PD. Adică nu mai este nimic ceva nou. Domnule Ciurea, nu se schimbă coloratura politică? N-are cum să se schimbe pentru că rămâne în Dar poziție. În această formulă dispare PL-ul, PLDM-ul atunci? Păi PL-ul a dispărut din coaliția majoritară, este normal. Toți miniștrii au ieșit singuri? Da, este normal ca ei să nu fie solicitați pentru un viitor guvern. PL-ul a trecut în opoziție și nu are cum să obțină ceva funcții. Sigur, domnul Lebedinski vorbea despre Partidul Popular European. Ar fi fost interesant ca ei să se aleagă cu vreo poziție. Poate nu în cadrul ministerilor, dar cred că vor pretinde la mai multe agenții, la preluarea conducerii unor agenții care numărul lor crește. Și acolo va fi ceva de împărțit, zic eu, între colegii de coaliție majoritară. Dar este foarte clar că în formatul actual, Partidul Democrat este un partid dominant în cadrul coaliției majoritare și va prelua majoritatea funcțiilor. Da, domnul Lebedinski vorbea despre un alt aspect foarte interesant, poziția ministrului apărării. Sigur că această funcție va fi obiect de negociere între majoritate și președinte. Am mai văzut asemenea situație anterior. Eu cred că cumva este inevitabil acest lucru și o anumită colaborare între viitorul ministru a apărării și președintele Dodon va exista. Adică în această chestiune eu cred că domnul Dodon va reuși să convingă în cadrul negocierilor iarăși majoritatea că ministrul nu trebuie să fie cel puțin unul un adversar politic al președintelui. Da, probabil nu va fi afiliat, nu va fi membru de partid, dar va avea o anumită atitudine în raport cu problema neutralității, cu chestiunea Transnistriei și probabil, în special, chestiunea neutralității este aici crucială. Haideți să vorbim despre un guvern dominat sau format din reprezentanții unui singur partid. Nu mai cunosc, cel puțin în istoria Republicii Moldova, dacă până a fost... Până în 2009. Și, da, dar cu anumite... Nu așa multul trecut de atunci. Da, și haideți să vedem dacă am putea avea mai mari așteptări de la un guvern care este format din reprezentanții unui singur partid, pentru că, de ce fac referire la perioada anterioară, se tot arunca piatra în grădina celuilalt partid. Nu am reușit pentru că, da, urma o serie de explicații. Domnule Bedenschi, cum vedeți? Ultimii ani de zile, într-adevăr, au demonstrat că sistemul multipartid, la care noi ținem foarte mult, nu este eficient în cadrul coalițiilor. Anume, din considerentul că fiecare are viziuni absolut diferite asupra unor situații și când ministrul solicită într-un fel, prim-ministru are alt viziune, adjuncții ministrului în genere alt viziune și se primește racul broască și o știu că știți. De aceea, părerea mea că e bine atunci când există un guvern, spunem, numit de o majoritate parlamentară sigură, dar problema e doar în persoanele care vor fi numite și capacitatea de a pune sarcinile și de a le exercita. Asta mă deranjează mai mult. Cine sunt ei? Cine este persoana nemijlocit, ministrul Vasilică sau nu știu cum îl cheamă acolo, absolut nu are nicio importanță. Important statul și conducerea respectiv parlamentul și întreg guvernul, cum vor vedea dezvoltarea mai departe statului. Domnule Ciurea, merită să avem așteptări mai mari sau mai mici? Bun, discuția este despre eficiența unor guverne monocolore. Eu cred că
a devenit clar la începutul anului 2016 că Partidul Democrat, în pofida unui scor electoral nu tocmai impresionant în 2014, datorită eu zic victorii politice obținute contra adversarilor săi, adversarii sunt parteneri, erau și una și alta, au reușit să se impună pe scena noastră politică și au început să emită aceste pretenții cu privire la dominația pe centru și pe dreapta, astfel încât vroiau să, și au vociferat de multe ori acest lucru, vroiau să preia controlul asupra guvernării, să fie ei singuri cei care conduc în majoritate și în guvern, cumva asumându-și responsabilitatea pentru soarta țării. Termenul limită pentru această asumare este anul, evident, 2018, alegerile parlamentare din toamnă, probabil, și în aceste condiții nu cred că deranjează prea mult faptul că PD-ul până la această dată își va asuma această responsabilitate și va controla întregul executiv. Dar de aceste acțiuni depinde și ceea ce acumulează la viitoarele alegeri. Păi sigur, este o relație sau o corelație foarte clară între prestația acestui guvern și PD-ul nu va putea să dea vina pe alții spunând chiar că mi-au încurcat liberalii sau mi-a filat, era lupta dintre Plahotniuc și Filat și ea cumva afecta eficiența guvernării. Nu, eu cred că nu vom avea alegeri anticipate până în 2018. PD-ul înțelege că eficiența și reușita la acele alegeri va depinde în totalitate de prestația lor la guvernare și va încerca în acest foarte scurt timp să obțină niște rezultate care vor putea fi prezentate publicului. Vor fi ele obținute sau nu, nu vă pot spune, dar cred că aceasta este de altfel și singura soluție, să nu te mai ascunzi, pentru că au fost foarte multe lovituri asupra fostei și actuale guvernări și nu te mai poți ascunde după degete, trebuie să ieși în față și să măcar ceva să faci. Domnule Bedinski, cum acționăm atunci când guvernul, la sigur controlat de PD, are o altă viziune asupra politicii, atât interne cât și externe, față de, sau în raport cu ceea ce se întâmplă în țară? Și aici, cei doi actori pe care vroiam să-i menționez este președinția și guvernul. Părerile nu coincid. Au demonstrat mai multe evenimente politice. Guvernul și cu PD-ul ăsta e un așa același cuvânt. Adică da. Spunem guvernul, înțelegem PD. Dar președinția ce spune atunci când... Președinția este, într-adevăr, are o altă viziune asupra multor momente. Noi trebuie să recunoaștem unele lucruri au fost făcute și unele proiecte de lege au fost destul de interesante care noi le-am și votat. O parte din legi, președintele le-a necătând la faptul că au fost votate câte majoritate au fost restituite înapoi în Parlament și cred că undeva, în careva situație, noi o să trebuiască să ne clarificăm. Mai merge PD-ul sau totuși îi mai permitem un an de zile să mai stea la guvernare? Că consider că timp de un an de zile asta e prea mult și alegerile ar trebui să fie, poate anul acesta, cred că nu mai reușim, suntem în luna august, mai degrabă că undeva în primăvara anului 2018 ar trebui să fie logic. Deoarece situația economică este destul de gravă, investitori în Republica Moldova nu mai vin. Cei ce legat de ajutoarele care trebuiau să vină din Europa nu mai vin și respectiv nu știu cât de bine se vor isprăvi ei cu obligațiunile care le au față de cetățenii săi în primul rând. Mai mult ca atât, timp de 8 ani de zile au fost împrumuturi mari pentru care acum suntem în situația că trebuie să plătim. Avem o datorie externă enormă și de unde vor fi acumulate surse bănești pentru ca să le achităm? E greu să spunem. Cei ce legat de transferul care veneau înainte din Federația Rusă sau din Europa, din partea diasporei noastre sau din partea cetățenilor noștri care au plecat după hotare, aceste surse au scăzut dramatic, practic în jumătate, și de aceea nu știu guvernul cum se va isprăvi. Da, ei au încercat să strângă careva chei, au acces la contrabandă, au doar câteva persoane, să spunem așa, care au dreptul să ducă, în restul la ceilalți l-au închis și nu știu.
Problema e mare. Domnule Lebedinsky, în luna aprilie, dacă nu mă înșală memoria, atestam un lucru pe care îl salutau atât analiștii politici cât și societatea civilă. Aceste întruniri între premier, speaker și președinte. Ce nu a mers? Dacă nu mă înșală memoria, am avut 2 sau 3 asemenea întâlniri. Sau ele sunt acum organizate fără accesul presiei și atunci noi nu avem... Nu, e logic. Ele nu trebuie să fie în prezența presiei, deoarece sunt... Ele au loc. Eu cred că da, ar trebui să fie. Nu știu, nu sunt participant în mijlocul la aceste întâlniri. Ar trebui să fie astfel de întâlniri, chiar dacă nu sunt trilaterali, știți, fizic să întâlnească, dar eu cred că contactul telefonic sau prin e-mail, el trebuie să existe, că este o conlucrare zi de zi și niciuna dintre aceste structuri nu pot acționa una fără de alta. Deci, o comunicare trebuie să existe, dar și plusul e foarte mare că domnul Dodon este în stare să-și impună poziția pe anumite momente. Eu sunt personal, cunosc unele situații când doar datorită influenței și impunerii domnul Dodon, unele proiecte au fost retrase de către majoritate și au fost modificate, inclusiv și cu votul mixt. Dacă nu reușea el atunci să-și impună poziția, să fie anume votul mixt, eu nu cred că noi avem să avem astăzi. Avem să fim cu ninominalul adoptat în 2 lecturi încă în luna aprilie, cred că. Domnul Ciurea, deciziile politice urmează să fie adoptat de un singur partid? Mai avem, sau mai bine este atunci când vorbim despre guvernare, domnul Lebedinsky punea sub semnul egalității PD-ul. Mai includem și alți actori politici? Ce se va întâmpla, poate, ca să fiu mai concret aici, raportul PD-PSRM? Da, unul rămâne în opoziție, celălalt decide? Bun, din punct de vedere formal, evident că totalitatea răspunderii pentru luarea deciziilor cade pe umerii PD-ului. Și PD-ul este în vizorul tuturor atunci când în Parlament și în Guvern ia anumite decizii. Însă observăm că acest proces de luare a deciziilor nu este monopolizat de PD. Există, e adevărat, mai curând la nivelul informal, comunicări, transmiteri de informații, negocieri, concesii, compromisuri, pentru că în anumite chestiuni domnul Lebedinsky a formulat deja această idee, doar pot să confirm că acest lucru se observă. În anumite chestiuni există un anumit proces de negociere între președinție pe de o parte și executiv și parlament pe de altă parte. Este normal acest lucru, chiar dacă asistăm la o confruntare pe marele idee, pe ideile majore între președinție, domnul Dodon și PD, există un război, chiar un război politic, putem spune. Mă refer la orientarea de politică externă, relația, atitudinea față de relația cu Rusia și cu Occidentul. Aici viziunile sunt diferite și chiar putem vorbi despre această confruntare oarecum civilizată totuși. Dar pe alte chestiuni, chiar în cazul votului mixt, numirea ambasadorilor și probabil în subiectul ministrului apărării. Există anumite înțelegeri, întâlniri, telefoane, e-mail-uri și aici evident că fiecare parte își promovează punctul său de vedere și uneori câștigă unii, alteori reușește să-și impună punctul de vedere altul. Deci nu există, din punctul ăsta de vedere, un monopol asupra procesului de luare a deciziilor. Mai trebuie să ținem cont și de influența Occidentului, care chiar dacă a fost poziția căruia a fost oarecum ignorată în chestiunea sistemului electoral, totuși Occidentul, prin faptul că este cumva partea acestui acord de asociere, mă refer în primul rând la UE, influențează procesul de luare a deciziilor din țara noastră. Și din această cauză eu nu sunt de acord cu cei care zic că PD-ul domină în mod clar, în mod autoritar scena politică și în orice chestiune el își impune punctul său de vedere sfidând interesele altor părți. Acest lucru nu poate fi sesizat dacă urmărim atent scena noastră politică. Dar se vehicula o potențială, nu știu, coaliție cu comuniștii, cu cei care au mai rămas independenți, indeciși, hai să-i numesc. Sensul că... Așa? Da, din punct de vedere politic... Eu nu văd niciun sens. Ei au 54 de mandate.
care nu li iese din cuvânt. Așa cum riști sau... Noi observăm... Poate mai spună poziția lor. Da, da, da. Noi observăm că în cazul în care se mărește această alianță, se întețesc și criticile aduse PD-ului, care spun că PD-ul îi racolează, îi atrag de partea sa prin metode necinstite, frauduloase. Din această cauză, eu cred că PD-ul este mai curând interesat nu de atragerea de partea sa și incorporarea în cadrul fracțiunii, de exemplu, a unor noi grupuri politice, partide politice. PD-ul are nevoie de parteneri aliați și chiar poate de inamici, dar cu care se discute civilizat și să existe un proces de negociere între aceste două părți. Eu cred că mai curând PD-ul are nevoie și de aliați buni, eventual fideli și devotați, dar și de inamici civilizați cu demnitate care creează un proces de discuții democratic în cadrul sistemului nostru politic. Domnule Bedenschi, anul 2018, spuneam și astăzi în cadrul acestei emisiuni, va fi un an electoral. Asta ar însemna că de pe acum se va încerca a consolida atât dreapta cât și stânga pentru a rupe unii de la ceilalți anumite voturi. Și când zic lucrul ăsta, evident fac referire și la Partidul Unității Naționale, condus de domnul Șalaru, vine el ca un salvator și condus și de Băsescu. Vine el ca un salvator al națiunii, iau în ghilimele de rigoare pentru a consolida dreapta unioniștii? Undeva el va încerca, nu cred că îi va reuși. Mai mult ca atât, pragul de 6%, eu sunt ferm convins că el nu îl trece. Comuniștii fix așa, adică avem multe partide care, din cele care sunt în Parlament, eu cred că doar două au șansă să treacă pragul electoral, este vorba de Partidul Socialiștilor și de PD. PD-ul având infrastructura necesară, nu atât infrastructură, cât aparatul administrativ subordonat lui, el 6% și îl va organiza. Mai mult de 6%, nu știu. Dacă să reșim din ultimele sondaje, la noi situația este foarte bună la socialiști. Dar mai avem de mai lucrat și simțim foarte des din partea tuturor, vedeți, și ultimele măsuri în masă care sunt organizate, nu știu din care considerați, suntem noi mărul discordii, noi suntem bătuți președintele, adică este un lucru foarte activ împotriva socialiștilor, făcut atât și de PD cât și de alte structuri și credeți-mă că dacă să avem noi posibilitate într-un moment anumit să scoatem pe PD de la guvernare, noi o secundă nu o să existăm, o să facem acest pas și o să preluăm noi conducerea țării. Dar la moment este situația că noi răspundem doar de partea cei ce legat de președinție. Evident că domnul președinte este... Noi acordăm toate susținere din partea noastră. Noi niciodată n-am negat că un partid susținător anume a poziției președinției. Și atâta timp cât avem posibilitatea, în Parlament luptăm anume pentru ca să promovăm aceste viziuni, cei ce legat de echitate socială, cei ce legat de asigurare socială, în primul rând, a cetățenilor. Și evident că guvernarea urmează să fie formată din specialiști în domeniu. Domnule Ciurea, ajunge cu numirea pe principii politice a conducătorilor în diferite... Și anume, din acest considerent, eu aș vrea să revin un pic la proiectul de lege care l-am așteptat noi a discuta. Da. Anume, din acest considerent, noi susținem ideea însăși a reformării guvernului și reducerii numărului de ministerii și în special reșa unor funcții cu... Trebuie să recunoaștem că noi avem funcții publice foarte multe în guvern care nu sunt ocupate, care sunt vacante de mai mult timp și în primul rând o să fie reduse aceste funcții, ceea ce va aduce la mari economisiri în bugetul statului. Dar aici este și explicația că guvernarea nu s-a prea grăbit ca să înainteze anumite candidaturi. Ei știau că va avea loc reformarea guvernului, doar vorbim despre aceasta mai mult de un an jumate de acum. Și respectiv, anume din considerent ca să nu fie unele procese de judecată pentru restabilire în funcție pentru una alta, ei și-au proces la această perioadă să vadă, în această perioadă să vadă dacă funcționarii care sunt la moment se isprăvesc cu lucru. Că trebuie să recunoaștem că acolo jumătate stă și beau ceai, fumează și uite, ora 5 și de rând la ieșiri. La lucru nu-i vezi stăi rânduri mari să iasă fum acolo din clădire. Dar
Da, domnul Ciurea, domnule Bedinski a enunțat câteva teze interesante. Haideți să pornim de la faptul. Există probabilitatea ca viitorul Parlament, după alegerile din 2018, să fie constituit din două partide? Nu, domnule Bedinski n-a spus asta. El a spus că din actualul Parlament, Parlament pot să treacă două partide. Eu cam îi dau dreptate. Sigur, aici e problema, va putea comuniștii, de exemplu, să treacă pragul. Sondajele cumva indică că sunt aproape de 6%, dar și încearcă în ultimul timp să găsească un culoar politic pentru dezvoltarea de mai departe. A fost o perioadă cam în amorțire. Aici e un semn de întrebare, dar cred că, da, este un pronostic care poate fi acceptat. Două partide, dar mai sunt și partide extraparlamentare cu pretenții, care cred că vor trece pragul electoral. Sigur, rămâne un mare semn de întrebare cu privire la unioniști. Ei întotdeauna, de fapt, au fost cumva prezenți în Parlament și iată, există riscul ca de această dată în viitorul Parlament să nu mai ajungă unioniștii. Din această cauză observăm reorganizări pe acest flanc, apariția unor noi partide, unor noi lideri, noi vechi, că, pentru că îi cunoaștem, dar ei activau în alte țări, care încearcă să mobilizeze, să consolideze acest spațiu politic, pentru că alegătorii ei sunt, dar au fost dispersați din cauza, din cauze binecunoscute. Și sistemul electoral mixt, pentru că este introdusă componenta uninominalului în proporție de 50%, sigur, are un impact spre reducerea numărului de partide. Și ăsta a fost un argument folosit, invocat pentru a promova acest sistem, pentru că oamenii în țară sunt cumva nemulțumiți de puzderea de partide care astăzi există și mai încurcă ițele, mai sunt folosite pe post de spoiler, partid spoiler, adică folosite în interes meschine. Deci faptul că a fost inclusă această componentă, cred că va avea un efect de minimizare, minimizator asupra numărului de partide. Deci nu cred că vor fi, de exemplu, 6 partide în Parlament, 7 partide, 4 partide, cred că e cam pe aici, cel mult 5. Care sunt ele? Poți fi și reprezentanță doar la unele partide. A, da, din cauza uninominalului. Da, da. Fracțiuni, într-adevăr, din ceea ce văd eu, vor fi vreo 4, maximum 5 fracțiuni, dar reprezentanța al altor partide vor fi. Anume, din considerentul ăsta, noi susțineam mereu sistemul mixt, că îi permiți, într-adevăr, unor lideri veritabili să aibă acces la tribuna Parlamentului, să-și poată expune poziția, ca ulterior să poată accede și să poată aduce într-adevăr tot partidul. Trebuie să recunoaștem că tribuna Parlamentului, aceasta este o viziune, aceasta este o posibilitate dată tuturor ce țin să vadă această persoană, să-și promoveze ideile, că este complicat să formezi un partid, să mergi din casă în casă, ceea ce facem noi parcursul la câțiva ani de zile de acum. Dar este foarte greu și nu fiecare își permite acest lux. Domnule Bedinski, da, domnul Ciurea, este o posibilitate pentru viitor să facem o clasă politică bună. Dumnealui spunea ceea ce se întâmplă pe flancul drept, da? Haideți să vedem ce se întâmplă pe flancul stâng. Avem inițiative de consolidare, cel puțin ca reprezentantul celui mai mare partid. Divizarea flancului stâng, se încearcă să ne scoată pe noi din cât mai mult partidul socialiști să-i scoată din... Și cine ar veni în loc? PD-ul încearcă, ne faci, sunt formate spoileri, sunt susținut artificial Partidul Comuniștilor. Vedeți că la fiecare ședință ei știu din timp care vor fi reacțiile, ei știu cum sunt pregătiți tot de PD pentru ca să dea anumite reacții, ca să-i mențină, să ajungă cât de când măcar să treacă acest prag de 6%, respectiv ceea ce se ia de la noi. Trebuie să recunoaștem, cât mai puțin eu comuniștii, cu atât mai mult luăm noi. Acest electorat niciodată nu o să voteze pentru, nu știu, pentru Maia Sandu sau pentru democrați. Evident că o să voteze pentru noi. Eu acum observ încă careva
spunem, lideri sunt artificial formați de stânga, cei ce se încearcă să divizeze iarăși electoratul nostru. Probabil, părerea mea personală că trebuie să așteptăm în viitor apropiat ceva acțiuni de stânga radicale, gen, nu știu, nu vreau să spun numele, să nu mai dau închid de cine ar putea să-i promoveze, dar eu cred că ei o să apară și iarăși cu același scop să tragă din partea noastră cei ce urmează noi să luăm partea stângă. Dar partidele extraparlamentare, partidele de stânga, ele s-au adresat cel puțin unul, două, de a face parte din echipa dumneavoastră? Sunteți deschiși? De acum sunt câteva partide care noi lucrăm foarte activ. Probabil că înainte de alege o să fie și declarații cu privire la comasarea partidelor. Acestea eu cunosc, dar cu părere, nu pot să fac atât timp cât nu este făcut oficial decât biroul permanent. Da, să decidă aceasta și evident noi lucrăm să ne lărgim spectrul nostru, dar PD-ul lucrează foarte activ să ne distrugă aceasta. Deci noi suntem oponenți la cuțit și v-am spus cum avem posibilitatea cetățenii, dacă ne dă votul de încredere, să luăm majoritatea, noi o zi nu așteptăm să schimbăm toată situația. Domnul Ciorea, urmează ca pe parcursul unui an să apară alți actori politici pe stânga? Pe stânga nu cred că vor apărea, sau dacă vor apărea, ei nu vor fi actori majori. Poate vor fi mai activi. Vorbim despre cei care existenți, dar stau până în umbră. Da. Rolurile deja cumva au fost împărțite și din punctul meu de vedere, electoratul de stânga vrea să fie împărțit de către trei partide. În primul rând, sigur, pe CRM-ul. CRM-ul nu poate fi considerat ca partid spoiler, pentru că el totuși a avut cândva, a fost prima vioară, nu doar pe stânga, dar în general în țară, și evident că el încearcă să rețină, să salveze măcar ceva din fosta lui grandoare. Vom vedea, și are anumite șanse totuși, are un lider care mai este prezent pe scena politică cu un anumit... Care a fost acuzat în repetate rânduri că nu a permis întinerirea, de fapt, partidului. Da, nu, și sunt și acuzațiile, dar sigur că pe CRM-ul are dreptul să încerce măcar să supraviețuiască pe scena politică și este în interesul lui. Pe CRM-ul nu știu în ce măsură este aliatul PD-ului, pentru că există totuși supărări între președintele comunist și PD. Asistați la două ședințe la Parlament și o să vedeți. Nu pot. Vă referiți publice, la cele publice. Bun, mă, că în curiozitate. Vă invităm. O să le vedeți. Numai să fie domnul Voronin la ședință și o să le vedeți deodată. Aha. Și, bun, dar pe CRM-ul totuși e un partid care e la limită. Există un alt Această partid. Campanie electorală, mă scuzați că vă întrerup, va fi decisivă pentru PCRM? Eu cred că da. Fie va mai exista pe CRM-ul într-o formă sau altă, fie nu va mai fi niciun comunist și totul va trece în zona, iată, cum a spus Va trece într-o poziție în afară, extraparlamentară și atât. Dar e ultima luptă a lui domnului Voronin. A lui personal, da. Dar aceeași poate chestie se poate de spus și cu PLD-ul și cu PLDM-ul sau nu? Nu sunt lucruri comparabile? PLDM-ul nu știu ce să spun despre PLDM, pentru că nu e clar rolul lui. El e cumva un fel de vitrină acum care menține prezența parlamentară a dreptei, dar rolurile active pe dreapta, sigur că revin platformei și pasului. Într-un fel, PLDM-ul este astăzi o acoperire politică în Parlament pentru PAS și pentru... Numai că părerea de rău nu e atât de evident. Ei încă au... Speră. Ei speră că vor reuși să... Însăși sigla și însăși noțiunea de PLDM, eu cred că va fi păstrat următorul parlament. Eu cred că ei nu au șansă, dar peste 4-8 ani de zile eu cred că o să apară iarăși, că sună bine, este o denumire, trebuie să recunoaștem că filat la timpul lui a știut să aleagă denumire. Și cred că pe viitor va avea undeva, dar cu actuale lideri nu au șansă. Da, și mai rămâne o chestiune, iată, iarăși m-ați întrebat de stânga. Sigur că aici încă, eu cred că partidul lui Renato Satru poate fi plasat aici. Și aici vreau să vă spun că iarăși, cumva, volens-nolens, dar PD-ul și socialiștii sunt aliați, pentru că există o luptă crâncenă între acest partid și PD.
Eu nu aș fi de acord. E, da? El mai degrabă e de centru dreaptă decât centru stânga. Aici el e foarte greu de... Da, eu vorbesc despre contingentul, despre persoanele care îi susțin. De fapt, viziunile lor sunt mai mult de dreaptă decât de stânga. Deci eu nu i-aș vedea partidul... Oricum, el are cumva o poziție prorusească, dar camuflată. Dar, da, foarte camuflată. Doar poziția prorusească, nu, doar noi nu avem poziția curat prorusească. Noi suntem pro-moldovenească și suntem de acord să lucrăm și cu stânga și cu dreapta, dar noi suntem la noi acasă și catleta Adilna Muhie Adilna. Deci fizionomia electoratului domnului Satu este una specifică. În general nu poate fi încadrată. Multe de la PLDM luat. Din contingentul PLDM mulți au... Și nu este clar cumva încă soarta acestui partid. El mai face valuri pe scena noastră politică, deja se axează mai mult pe acțiuni de protest, chiar destructive, dar în ce măsură are el șanse în continuare să acceadă în Parlament? Nici n-a fost în Parlament și probabil nici nu va ajunge din cauza acestor legături foarte dubioase pe care le are cu lumea interlopă, cu anumite centre dubioase de la Moscova. Deci eu cred că acest partid, considerat de centru-dreapta, de centru-stânga, nu cred că mai are șanse în conjunctura actuală. Domnule Lebedinsk, mai avem câteva minute în cadrul acestei emisiuni. Nu pot să nu vă întreb. Europarlamentarul Mureșan spunea că acest vot mixt blochează cele 100 de milioane de euro care putea să le acorde Uniunea Europeană Republicii Moldova. Merită să credem, merită să analizăm acest lucru? Nu cred eu că Mureșanu hotărăște soarta acestor credite. Mai mult ca atât, părerea mea personală, nu trebuie să acești bani, aceste credite. Noi urmează să gestionăm banii pe care avem noi în țară. Banii sunt suficienți dacă vor fi formate condiții normale și garanții investitorilor, inclusiv celor care sunt în țară. Banii se vor găsi și vor fi și producție și tot. Chiar recent am avut întâlniri cu unii reprezentanții puterii din Federația Rusă și recunosc. Dacă nu avea să fie acest embargo al Uniunii Europene și respectiv a Statelor Unite, atunci economia lor nu avea să crească. Dar ei recunosc și spun mulțumesc pentru acest embargo și de aceea eu își spun chiar mulțumesc Uniunii Europene. Dacă nu ar veni aceste credite, atunci guvernul ar fi nevoit să gândească cum să gestioneze corect banii și să nu fure atâta. Domnule Ciurea, votul mixt versus de fapt acele 100 de milioane. Există interdependență între ei? Ne demonstrează pozițiile unor oficiali cel puțin internaționali? Chiar dacă eu am un alt punct de vedere decât domnul Lebedinsk în ceea ce privește orientarea, de exemplu, de politică externă, eu cred că noi avem nevoie de manifestări a unei demnități naționale și de acțiuni de consolidare a suveranității. Prin această asumare politică a votului mixt, care a fost cumva împotriva voinții partenerilor noștri europeni, noi am arătat că suntem suverani. Această afirmare a suveranității uneori costă. Sigur că partenerii noștri și de la Est și de la Vest ar prefera o Moldovă maleabilă, ca o plastilină pe care să o modeleze după cum doresc. Ei, noi totuși am demonstrat că există o clasă politică în Republica Moldova care insistă pe propriile decizii și este capabilă să intre într-o disensiune cu, în cazul dat, cu Uniunea Europeană. Eu cred că există o tentație astăzi la Bruxelles să pedepsească Republica Moldova pentru lipsă de obediență, pentru indisciplină, dar nu cred că au să o facă, pentru că din mai multe considerente, situația în regiune, confruntările geopolitice, dar și motivul este atât de mărunt în fond, pentru că clasa politică a luat o decizie asupra unui subiect care cade în totalitate în zona de competență a guvernului, a partidelor. Deci nu poți să pedepsești un partid politic, o clasă politică, pentru faptul că ei decid care va fi sistemul electoral, un sistem electoral democratic, pentru că este una din regulile de joc acceptate într-o democrație. Deci nu au suficiente motive ca să pedepsească. Cu toate acestea, eu cred că ei își vor manifesta supărarea. Și o manifestă. Ei încearcă prin anumite mesaje, dar vedeți că oficialii
nu vorbim despre conducere, până când TAC, necătând la faptul că ei știau foarte bine că poziția aceasta a fost expusă și înaintea concluziei care a fost dat, avizului dat de către Comisia de la Veneția și după aceasta, că oricum noi insistăm la situația care noi o cunoaștem mai bine ce se întâmplă în Republica Moldova, noi știm voința cetățenilor Republicii Moldova și până la urmă, acestea au fost o obligațiune care ne-am asumat noi venind în Parlament. Noi trebuia să o executăm. Dar eu vreau să vă dau exemplu foarte simplu, că Guvernul Poloniei ne-a alocat Republicii Moldova un credit pentru 25 de ani la 100 de milioane de lei. Și noi n-am fost în stare... Euro, da. Noi n-am fost în stare, timp de 2 ani de zile, să gestionăm acești bani, să organizăm. Și până la urma urmei, guvernul a mers la lichidarea unității pentru imitarea acestui credit, din care considerăm detalii. Erau proiecte clare și urma aceste credite urma să aducă dividende mari. Pentru mine aceasta rămâne un mister. De ce e o distrus? Este vorba de credite și din cauza ratei... Creditul de 0,15% anuale. Da, dacă trecea printr-o bancă comercială... Da, e asta și o fac. Ei trec prin bancă comercială și el crește la 3,5-4%. Evident că acest credit de acum nu mai este rezonabil pentru guvern. Dar în cazul implementării corecte acestui proiect, guvernul primea în fiecare an cât un 3,35% venit doar pentru gestionarea acestui credit. Trebuie să fim serioși. 1.035.000 doar impozit. Primeai pentru faptul că ai dat acest... Întrebarea este în ce măsură guvernul are capacitatea să gestioneze. Oare și... noi vorbim despre situația că banii sunt. Surse externe. Acum Cehia este gata tot să dă 100 de milioane. Eu cred că dacă de negociat poate să fie și jumătate de miliard. Chinezii și alții. Deci, domnule Bedenski, Europa dacă nu vrea să dă banii ăștia, slavă Domnului, nu-i dăm. Pe final de emisiune, rămânem tot în albia aspectelor financiare. Schimbările ce erau acestea, și când zic lucrul ăsta mă refer la remanierea în guvern, ar urma să ne coste cel puțin 25 de milioane de lei. Surse de unde? Asta e o lună jumătate de lucru. Aceea ce cheltuie guvernul suplimentar, pur și simplu, ei se răscumpără până la sfârșitul anului, să spunem așa, aceste cheltuieli, pur și simplu din reducerea de state, din aceste încăpieri. Există premize clare să credem că se vor reduce acest personal? Păi, sau se vor transfera cu locul în anumite agenții, se vor încerca să... Se vor elibera sedii, se vor elibera... Normal că dacă vine nou ministru, gestionează altfel schemele de personal și așa mai departe. Deci eu cred că acest cost de 25 de milioane, asta e mai mult din ceea ce văd eu, asta e, iarăși încearcă cineva, vreo 5 milioane să le pună deoparte. Că n-are de unde scoate 25 de milioane, că și schimb doar ștampilele și denumirile. E așa, domnul Ciurea? Eu cred 30 secunde. E nevoie și de cheltuielile de disponibilizare a personalului, totuși sunt anumite costuri. Eu n-am văzut calculele propuse, dar eu cred că această reformă avea drept scop să economisească mai mult decât nu să cheltuiască. Și asta va fi interesant de evaluat la sfârșit, cât s-a economisit în urma acestei reforme. Că nu faci reformă ca să sporești cheltuielile. Și câte agenții au apărut? Bun, cât dar oricum pe total. Majoritatea agențiilor sunt la autogestiune, deci nu ne afectează. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic în numele întregii echipei. Vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de noi.